Bună! Astăzi vă prezentăm o pornire și cum merge un ATV de 125 de centimetri cubi în 4 timpi cu roți pe 8 inci. Are o viteză în față, una în spate. Roțile sunt mai late pe spate. Iar ca să-l pornim, trebuie tras șocul. Aici avem șocul. Îl tragem în sus. Îi punem contactul. Acest buton trebuie să fie în jos tot timpul. Ținem frânele și apăsăm pe buton. Îl lăsăm aproximativ un minut. După care dăm socul în jos și putem să pornim. Deci îl oprim. Aici îl avem pe pornit. Avem fază lungă scurtă. Avem claxon. Iar vitezele le schimbăm. Deci dacă apăsăm o dată pe pedală, merge în manșalier. Dacă apăsăm o dată în față, este neutral. Apoi dacă mai apăsăm o dată în față, intră în viteza de înainte. După cum puteți vedea, are profil foarte bun la roți. Frâne pe discuri, pe disc pe spate. Și pe față, la fel, are discuri. Are și la cele două brațe, are la ambele pivoți. Dacă v-a plăcut videoclipul și mai doriți și alte videoclipuri de genul, cu probe sau cum se pornește ATV-ul, dați un like, abonați-vă, că doar așa o să putem să facem și mai multe videoclipuri de genul. O să-l mai pornim încă o dată, pentru că doar prima dată se dă șocul în sus. Acum, el fiind cald, doar îl pornim. Încă o dată pe frână și apăsăm pe acest buton.
Și încă o dată, de aici se oprește.